Astăzi am avut o discuție și despre politica noastră a ușilor deschise. Am vorbit despre progresele Bosnia-Herțegovina, ale fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și ale Georgiei. Ucraina și-a exprimat și ea aspirația de a se alătura la NATO și miniștrii au discutat și despre asta. Politica noastră a ușilor deschise e un succes istoric. A adus stabilitate, pace și prosperitate la milioane de oameni din regiunea euroatlantică și a construit o cooperare mai mare. Așa cum a demonstrat primirea Macedoniei în NATO anul trecut, ușa NATO rămâne deschisă. Pentru ca o țară să intre în NATO, acea țară trebuie să ceară asta și 29 de aliați trebuie să accepte. Nimeni altcineva nu are nimic de zis în asta sau drept de veto.